Judecătorie Chișinău a respins ca fiind nefondată cererea fostului președinte al României, Traian Băsescu, privind anularea decretului de retragere a cetățeniei moldovenești. Decizia poate fi contestată în timp de 30 de zile la curtea de apel. Potrivit lui Terean Băsescu, nu îi sunt clare motivele unei astfel de decizii, însă este o decizie judecătorească pe care o respectă. Potrivit avocatului lui Băsescu, Andrei Bivul, este o decizie ilegală, deoarece cetățenia i-a fost retrasă lui Traian Băsescu în mod abuziv. Argumentele precum că Băsescu ar fi ascuns anumite fapte pertinente la momentul primirii cetățeniei sunt inconsistente, a punctat el. Avocatul părâtului, Maxim Lebedinsche, susține că decizia instanței este una legală deoarece Traian Băsescu figura în calitate de suspect în mai multe cauze penale în România la momentul primirii cetățenii Republicii Moldova. Temei pentru retragerea cetățeniei a fost faptul ascunderii acestor fapte de autoritățile moldovenești. Președintele Igor Dodon a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova a fostului președinte român Traian Băsescu pe 3 ianuarie 2017.